Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Exact. Sunt alături cu Cristi astăzi și ne-a dat o idee Să mă bucur. destul de ingenioasă să... Gătim. Da, facem o bătălie. Care face pizza mai bună? Eu o să fac rețeta mea, el o să facă rețeta lui și vedem ce iese. Pariați pe mine. Da, încep eu pariurile, foarte bine. Hai, încep eu pariurile în comentarii, să vedem care o să câștig. Bine, eu o să fiu sincer oricum, dacă e mai bună lui, eu o să zic. Nu, n-am nici să mă ascund. Dar o să faci o rețetă după cap tău sau iei de pe net? După cap meu. Să fim creativi. Nu, no, eu vreau să iau rețetă. Păi de ce să iei rețetă? Nu te duce capul? Să văd dacă merge combinația aia cu combinația cealaltă. Hai bine, hai. Eu fac după capul meu. Da, vedem ce o să iasă. Murați-ne succes! Înainte de a începe challenge-ul, vreau să vă arăt ce am cumpărat eu de la Mega Image. Așa, pe scurt. Asta a cumpărat Cristi, niște eclere, ouă, roșiile alea sunt extrem de bune, cocol nu mi-a plăcut, e un alt miros, mozzarella pentru pizza, ardei gras, spaghete numărul 5, smântână ne-a s-a regătit că se pare bună, niște ananas, puiul ăsta prăpădit. Am luat-o pentru pizza, nu știu dacă e atât de bun, dar vom vedea. Am cumpărat pentru pete, asta de la Nufăr, pentru scos petele, nu știu dacă o fi bun. O apă minerală, un fixativ și luat Cristi Held & Shoulders, că el cu ăla se spală, măsline pentru pizza, deșters mobila, asta de la Pronto. Am luat și o sticlă de vin să bem cu pizza. Un alt fixativ ăsta este pentru mine, pentru ciorbiță, pastrnac, niște cartofi, astea sunt condimente, ingrediente pentru pizza, salamuri, și am luat aici niște, astea ce sunt mămitale și ce temelor, da, migdale cu sare, iați, cu sare, mă. Așa, am luat niște mușchiuleți, tot pentru pizza, și un alt sălămior. Și aici am mai luat câțiva morcovi, tot așa, pentru pizza. Cam asta am luat noi astăzi și începem cu rețeta. Bun. Noi aproape am început. O să vă arătăm ce și cum facem. Avem aici aluatul. Dar tu cred că poți să începi pizza înaintea mea. Nu vrei, da, să faci tu pizza înaintea mea? Da. Ok. Hai, tu ești primul. El e primul. Lăsăm pe el primul. Bun. Am luat de pizza. Ce s-a luat, după cum vedeți? Bine, mă, tu nu ești bucătar, nu, hai. Taci mă din gură, mă. Se rulează. După care... se aruncă. Pe geam. Tu ai fir alb. Puterea dragostei. Bun. Ok. Ia să coacă, după cum vedeți, este din aia deja întinsă, deja. Da, am făcut-o noi oricum înainte. Da, așa. Mega Image. Am luat-o asta. Să învăț o șmecherie. Ai pensulă de aia? Da. Pus puțin unt în tigaie, după care vom întinde pe acest aluat. Nu zici ce faci acolo? Scot din ambalaj mezelul. Să le pui pe toate să trișezi. Să vedem ce pizza mai bună faci după aia acum. Da. Ciuperci. Și ce, o fac vegetarian? Să mănânce vegetarianii. Cu ce? Eu mănânc. Eu sunt carnivor. No, bun. Hai. Bun. Acum. Putușc. Dacă făceam eu înainte, furai ceva secrete, dar așa... Ce te mi-a pus să brânzi la prima oară? Nu neapărat. Un bucătar adevărat trebuie să și vorbească. Păi mai devreme spuneai că nu-s bucătar. Nu, mă, dar vorbești în timp ce faci. Așa, cum urmează stratul de mozzarella. Vorbește.
La șef la cuțit, așa trebuie. Da, vă dați seama, bucătarul, care este în bucătărie și este un bucătar profesionist. Nu, mă, dar fiind o emisiune televizată și noi fiind pe live aici, pe live, pe vlog, îți dai seama. Ok, să punem 2-3 straturi de mozzarella. Așa. Bun. După, punem salam picant ardelenesc. Mm-hmm. Asta e favoritul meu pe pizza. No, bun, vezi că eu l-am luat. Am știut. Mi se pare că se pune la pizza diavola. Bine, dar ăla se numește pepperoni. E ketchup, cum a venit, nu? Sosă. Vrei ce faci tu? Eu fac ce vreau eu și treaba e tu cu ce faci. Păi nu, gen sosul te referi la... A, așa, dă-i pe jos. Mai și zboară câte musline. Păi dacă nu mi-ai luat măsline deja tăiate și... Dar nu erau, măi, n-auzi? M-ai căutat-o. Nu erau, măi, n-audi omul ăsta. Cum curățăm măslinele, fiindcă domnișoara Bianca... Mă, n-auzi că nu erau. Că nu erau. Și o credem. Dacă crezi că eu nu voiam, ce mă, m-am sabotat singur? Nu, 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 vrea să pierd eu timpul, fiindcă mai avem 30 de secunde pe ceas. Da. Tic-tac, tic-tac, mai 2 secunde și gata. Unde-i plating-ul? Unde-i sare? Da. Suntem șefi sub presiune. Da, știu. Ce sărămior vrea să-mi saboteze plating-ul. Stai că pun și cuptorul la plin. L-a încălzit. Până acum am tăiat măslinele și le-am aruncat. Așa arată până acum. Porumbul. Să crește porumbul, să crește grâu. O fi bun porumbul ăsta acela la noi? Am luat un alt fel de porumb, n-am luat de la normal, am luat... Porumb gold. Crocant. Merge mâncat și gol, sincer să fiu. Deci, am terminat de pus porumbul. Tocmai pun mozzarella, încă un strat, că mie așa îmi place cu multă mozzarella. În pizza brânza e totul. Dacă aveam și niște brânză de aia mucegăită, cum se numește, gorgonzola de aia. A, ți-a plăcut când am comandat atunci, nu? De la Trenta. Nu, mereu, de la... Că zic că nu-ți place ție cu mucegăită. Nu, ce -i? Nu știi când lua mama de la Bărlat? A, da, știu. Aș pune și un nou, dar mai... De ce? Risc să pierd competiția și... Fic și eu mă gândeam la asta. Ce, vrei să pui tu? Mm-hmm. Și te gândi și că riști să pierzi, nu? Da. Bine, dar noi suntem corecți, mă, nu? E voilà. E o pizza. Gata? A la Cristian. Ardei aș gras, nu mai pui. Aș mai pune vreo două felii, așa. Deci nu pui ardei gras? Având în vedere că avem doar unul, mai am tăiat ardeiul gras. Da. N-am mai filmat pentru că a fost am pus pe Instagram, v-am arătat un pic deja din pizza lui, însă trebuie să o vedeți pe a mea. Gata? Ai terminat? Ciao! Bău! Gata! A intrat? În 10 minute revenim. Tocmai am scos pizza. Dacă e aburită. Stați! Am lăsat un pic mai mult, mie îmi place mai crocantă. A, cam așa arată pizza lui. Arată bine și miroase bine. Acum e rândul meu. A venit rândul la bibică să gătească. Rândul meu să fac și eu pițuca. Mă, da, adevărat că trebuia să o pun direct. Se pune cu artistul. Da. S-a stricat forma? Prima greșeală. Numărați-le voi în comentarii, vă rog. Ce, mă? Greșelile. Da, știu că sunt perfecționistă. Da, 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 da. Dar ce cute are acolo. Deja ai pierdut. Ce ai, mă, trebuie să fac? Zici că ești barea. Bun, dragul meu, aceasta trebuie făcută, uite, așa. Facem marginile. Să știți că Bianca o să aibă un avantaj, fiindcă eu am fost primul și pizza mea se va răci între timp. Da, bine, mă, nu. August, noi întâi. Da, gust repede.
și îmi dau cu părerea. Și uite mai unde e. Tu de ce nu ai făcut mașa? Dar îmi place așa. Da, dar o să-mi pice sosul. Eu i-am făcut și un sos de roșii, că eu ador pizza, să-i mănânc sosul ăla de roșii. Dar e cam strâmb. Hai da. Dar nu e problemă. Bun. Am pregătit un sos de roșii. S-a uitat pe net, i-a atrișat. Nu, ăsta l-am făcut eu din capul meu. Nu știu nici măcar l-am gustat. Am pus un pic de sare, piper, roșii sherry și un pic de bulion. Bine, am câștigat, pa! Da. Era bun. Ți-e ciudă că am făcut sos? Hai, dă-i. Nu m-am gândit la asta. Păi când am văzut că lași pizza acolo, zic gata. Direct am câștigat. Da, da, dacă o să fac un sos de roșii și îl pun peste, sunt mai șmecher. Da. Și pot să mai pun pe grătar un pic. De obicei trebuie să fie al doilea, că ai un avantaj. Hai, timp. Bine, poți să ai dezavantajul de a nu avea la fel de când e vorba de timp, știi? Să mai beneficiezi atât de mult timp. Nu știu cu ce mă refer de fătăși. Tare îngora. Bun. Hai mă, ce-i faci el de scânțe la vârță încerc? Trebuie să așezi frumos. Uită la el. Bun. Niște busuioc. Mai de sus, măi, să vadă oamenii cum așez. Să vede? Pup. Punem busuioc. Ce că tu când ai auzit, aia busuioc, mie. Cum să zici așa ceva? Să pune atâta busuioc. Da, mie îmi place. Bun. Mai departe. Punem... Ură. M-ai sabotat. Mi-ai lăsat numai două de ele. Păi, trei. Punem două. Punem un pic de cașcap. Bine, se fac mozzarella, nu? Da. Un pic de mozzarella. Porumbul. Să știi că e bun asta, chiar e potrivit pentru pizza. Nu-i porumbul ăla, știi? Ăla dulce, dulce. Dăm un pic de zoom pe pizza. Hai, dă-i. Așa, pune zoom. Felii de salamă, să nu știu care salam e. Ce salam am luat? Asta nu știu. Nu mai ții minte nici. Ceva rustic. Rustic, nu cred că era ăla. Ăla era... Ardelenesc. Ardelenesc, bun. Pune și un pic de... de ardei. Nu mult, că nu e așa bun. În pizza. A? Nu e așa bun în pizza. Nu e așa bun. Știi că, da, cred că tu îl dădeai jos. Da. Când era mic, el îmi scotea ardeiul din pizza. Ștefan, nu mai zic. Mamă. A, el era mai rău. Și acum punem ciupercuțe. Cum zice Mari, extra mushroom. Și o să pun mai multe mushroom-uri. Și să-l îmbin pe acest impostor. S-a autosabotat cu ciupercile alea. Crezi tu, măi, fapt. N-am eu șuncă, mă, că dacă... Nu, mie-mi plac mult ciupercile. Plating-ul e praf. Du-te, mă, cu plating-ul tău și când s-o topi, să vezi ce plating. Asta a văzut la mine. Prima oară am pus, am mai pus un strat, că s-a luat după mine. Nu, că e normal, eu vreau să pun așa. Întreg. Puc. 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 Plating, auzi la el, mă, plating. Tu ce-ai făcut, mă? Mă, dar miroase fain. Hai deodată. Da, nu prea am pus măslină. Hai că mai pun o măslină. Nu o să am o desi. Oprește. Mi-a răsuit gel al salam. E pornit? Trebuie să pun și salam de celălalt, dar nu să-l mai pun. Sau am pus de... n-am pus. Cred că o să cadă toate de pe ea. Așa presiune.
un pic și din asta. Ce ai, mă, invidiosule? E momentan când vede că râd, se gândește ce am făcut greșit, ce am făcut, de ce râde ăsta. Invidios, e caut acum motive pentru râsul meu, dar de fapt râsul meu are un rost și un scop, mă. A, tu râzi ce am făcut eu, ce plating-ul. Da, și asta e când s-o topi toate. Am învins, mă, am învins deja. Da, și când ai gustat din atât ce ai zis. Îmi place coaca. Haide. Păi coaca e bună și la mine, dar... Bun, hai, în 2 minute eu bag. De ce 2 minute? Păi e gata. Bagi acum. Că se răcește pizza mea. Da. Și bagă bibișoara pizza, care are o formă foarte urâtă, recunosc. Bă, dar ce posibil. Ați văzut cum arată pizza. Păi, mâncat un pic aici de ciobană. Era foame. Era ciobană. Da. Era foame. Hai să degustăm. Da. E un pic tare crusta, că am lăsat-o cam mult. Dar cine preferă pizza mai crocantă, recomand. Altceva ciudat. Și foarte mult, foarte mult carne. Are un gust ciudat. Gustul victoriei! Are ceva schimbat, nu știu. Un salam nu e așa bun, dar nu știu care. Cred că ăla. Ăla de Ardelenescu. Sau de Sibiu, ce-i la. Au aici mostru. E bunicică, merge. Poți zic că am dat clasă la câteva pizzerii din București? Vreau și rime la mie, țeapa. E ok. Comestibilă. Da, e bună. Marginea asta, dacă îi făceai ceva. Arătă, e bun. De la mentea imagina la mea. O să mai luăm. Așteptăm să vedem ce mi-a ieșit mie. Ne-am găsit sau regăsit la pizza Bianca-i. Cam așa arată și pizza mea. Haide, tai. Deci tai. Vă prezint acum pizza. Și cum să tai? Păi dar nu pot să văd. Vă prezint acum. Tu sabotezi, mă. Nu sabotez, tai-ți o. Tu sabotezi. Vă prezint pizza pierzătoare, cum s-ar veni? Da. Hai. Bă, dar oare nu mai trebuia pus un pic? Nu. Că pare cam, mă? Nu, că după aceea e crocantă. Ah, vrești una pufoasă, nu? Eu uite că direct din salam ai tăiat. Mă, fii. E cam moale, mă. Nici o pizza nu știi să stai, nu știa vrea să mă zice. Ia uite cum a tăiat, perfect. Miami! Prea multă brânză, presim că o să vomit. Ei, prea multă brânză, niciodată nu e prea multă brânză. Păi simt că o să refulez, ca să spun. Ce să zic. E ciudă, mă. E ciudă. Da. E ciudă că a lăsat-o mai puțin și nu e și crocantă. Da, e asta. Hai să facem de la capăt, că tu ai fost prima. Hai. Hai să vedem. Această felie este hidoasă, după cum vedeți. Are o formă mai mult... Paralelepipedă. Într-atunci, așa spune, care și de pe ea. Doamne, ce pizza dezgustătoare. Nu, hai să vrem dacă e bună. Hai să vedem. Da. Am ales tocmai felul ăsta de pizza, care avea o formă foarte nasoală. Ai vrut să fie la cea mai mare? Nu, ca să pot să o critic, mă înțelegeți. Uitați cum cade de pe felia, de... dar nici măcar n-am ales pizza. Mă, dar nici nu-i făcută. Nici nu pot să mănânci. Că frige prea tare.
E o pizza care nu poate fi mâncată, după cum vedeți. Cade de pe ea. Să punești frumos pizza asta, dacă cade, curge din ea, uitați-vă. Oh. Eu nu pot să mănânc așa ceva, nu pot. E bună, mă, dacă scură. Trebuia să mai las un pic de asta. Cum să mănânc? Cam acesta a fost joculețul, a fost cam fail, ce-i drept. Da. A mea a fost prea arsă, a ei a fost prea crudă. Da. Dar bine, dacă ar fi soia așa, care ai mâncat-o mai mult? Sincer? Da. În adâncul sufletului? Da. Cred că sunt puțin subiectiv când spun că aș mânca pizza mea, fiindcă deja mâncasem mult din pizza mea și eram cam sătul și în momentul când am mâncat din a ta, pe lângă faptul că se scurgea groaznic, așa, era aluatul ăla crud. Aluatul ăsta având multă sare și mie îmi place aluatul cu sare, când a mea fiind mai crocantă, nu știu, mi-a plăcut mai mult. Aluatul. Știi ce a ajuns în gunoi? De ce? De ce a ta a ajuns în gunoi? Minte! A lui a ajuns în gunoi? Hai să filmăm în gunoi, să căutăm în domenul ăla. Și a mea a ajuns în stomac. Eu am mâncat o felie de la tine, la mine trei. Două ai mâncat. Două felii. Jumate. Două felii. Una și era eu... jumătate de felii, era dezastru, n-am văzut ce formă avea, nu. Da. Nu. În fine, egalitate, să zicem. Egalitate, egalitate. Verem următoarea, verem următoarea... Următoarea bătălie. Bătălie, ce știu. Stay tuned. Ce vrei să faci în atâtare? Paste. No, 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 după terminat, facem așa. Burger. Berbecuț. Uite-mă. Burger? Da. Burger, facem burger. O nenorocesc, da. Doamne, la burger... Asta mi-e Sfânta Cruce, fac cel mai bun burger din România. N-o vedem. Cu cel mai burger din România. Dintre mine și tine. Din apartamentul să fac cel mai bun. Mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem la un nou vlog. Pupici, seara faină. Închidem-o, dar...